Astăzi au fost publicate rezultatele la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice catedrelor vacante rezervate din învățământul preuniversitar, titularizare sesiunea 2024. La nivel județean sunt disponibile 947 de posturi și fracțiuni de post. Din totalul celor 562 de candidați cu drept de participare la această probă, s-au prezentat doar 418, iar un candidat a fost eliminat de la probă. Vestea bună este că, totuși, rata de promovare a celor care au obținut note de 5 sau peste 5 depășește 75%. Nu avem în acest an note de 10. În schimb, decidim totalul celor 418 candidați cu lucrări scrise, 315 candidați au obținut note peste 5, ceea ce reprezintă un procent de 75,15%. Dintre aceștia, 157, procentul fiind de 37,6%, au obținut note peste 7. De asemenea, mai avem cei 158 de candidați care au obținut note între 5 și 6,99. Avem și câteva rezultate pe promoția curentă. 37,1% dintre candidați au obținut note peste 6 și 8 candidați au obținut note între 9,50 și 9,99, iar 14 candidați au obținut note între 9 și 9,49. Cei care au obținut note peste 7 pot opta pentru posturi cu viabilitate 4 ani din listă și pot deveni într-un final, pot încheia un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, deci pot deveni titulari în sistem, dar numai după și promovarea examenului de definitivat în învățământ. Bun. Cei care au obținut între minim nota 5 pot opta pentru posturi didactice, vacante sau rezervate, și vor încheia un contract de muncă pe o perioadă determinată de un an. Tuturor le dorim mult succes și așteptăm la ședințele publice. Candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestații astăzi, 23 iulie până la ora 21 și mâine, 24 iulie până la ora 12. Rezultatele finale vor fi disponibile în 31 iulie. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, ca titulari pe catedră, candidații trebuiau să obțină minim nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, ca suplinitor, minimum nota 5, atât la proba scrisă, cât și la cea practică în funcție de profilul postului.